Cel mai bun management pe care îl putem practica în natură este managementul prin non-intervenție. Adică să intervenim deloc sau cât mai puțin în natură. Sunt la bază inginer silvic, lucrez de peste 25 de ani în domeniu, dintre care ultimii 15 ani în domeniul arilor naturale protejate. Mă bucură că în ultimii ani extrem de mulți tineri au îmbrățișat această meserie de ranger în arii protejate, de specialist în domeniul arilor protejate și eu cred că este foarte important ca tinerii care vor să lucreze în domeniul silviculturii și în domeniul arilor naturale protejate, chiar să-și dorească mult acest lucru și chiar să o simtă că doresc să protejeze natura. Orice decizie pe care o iei, orice lucru pe care îl faci în aplicarea managementului silvic sau în arii naturale protejate are consecințe pe termen lung. Atât bunicii cât și tatăl meu au avut preocupări în domeniu. Și încă de copil, fiind și singur la părinți, mă cam plictiseam acasă și toată ziua mă rugam de tatăl meu să mă ia în pădure cu el, să stau la cabane și cred că de aici a venit în mod natural apropierea de domeniu. Cele mai mari satisfacții le-am avut și le am în domeniul conservării naturii. Ne aflăm într-o pădure demolit de circa 55-60 de ani, care a fost plantat artificial pe locul unei foste păduri de fac. Am efectuat o lucrare de brărituri, respectiv am extras o serie de arbori de molid, după care am plantat speciile care lipsesc, deci speciile care existau inițial în pădurea dinaintea plantației de molid, și anume, în principal, fag și brad. Încercăm să inițiem revenirea mai rapidă a pădurii naturale care a existat în aceste zone. Oricum, în locul unui molidiș care nu e la locul lui, încet, încet revine pădurea naturală cândva, pentru că apar tot felul de calamități. Vedeți, sunt doborturi de vânt, atacuri de insecte. Mereu încercăm să găsim idei noi și soluții noi care să fie cât mai apropiate de mersul naturii. Inițial, cu toții am învățat la silvicultură, ca să salvăm pădurea, trebuie să treacă printr-un proces inclusiv de tăiere. Ca să salvăm animalele sălbatice, trebuie să le vânăm și așa mai departe. Ecosistemele se reglează singure și inclusiv și fauna și populațiile de faună își găsesc echilibru singure. Din păcate, acest lucru nu se mai poate întâmpla 100%, tot din cauza intervențiilor umane, din cauza fragmentării habitatelor, din cauza intruziunii noastre cu diverse activități în habitatele forestiere, în special. Între pilonii importanța societății, protecția mediului este poate cel mai important, pentru că fără el nu avem un viitor. De când am început să lucrez în conservare, din 2001, la Parcul Național Piatra Craiului, încet, încet am început să-mi dau seama că multe milioane, sute de milioane de ani, pădurea și ecosistemul forestier în integralitatea lui a evoluat natural fără ajutorul oamenilor și de aceea cumva trebuie să scăpăm de acest mit și trebuie să ne gândim că, practic, silvicultura este și ar trebui să fie o știință care să ne ajute să ne satisfacem nevoia de lemn a omenirii, dar în același timp să facă în așa fel ca și pădurea să supraviețuiască. Deci, practic, nu pădurea are nevoie de noi ca să supraviețuiască, ci noi avem nevoie de pădure ca să supraviețuim.